A devenit funcțională semaforizarea de la intersecția străzilor Grivița și eroilor. Modernizarea străzii Grivița a prevăzut și semaforizarea intersecției cu strada eroilor. O perioadă, semafoarele au fost în teste, fiind corelate cu cele din intersecția străzilor București și eroilor. Diagrama de funcționare a celor două semafoare a fost deja trimisă la serviciul Poliției Rutiere. Tronsonul cu Zavodă pompieri al străzii Grivița va fi finalizat în câteva săptămâni. În cadrul proiectului de modernizare al străzii Grivița au fost efectuate lucrări la trotuare, instalații electrice și a fost turnat strat asfalt de uzură. Primăria municipiului Călăraș va semaforiza cu ajutorul fondurilor europene alte 17 intersecții din oraș prin proiectul de management inteligent al traficului care se ridică la o valoare de circa 3,5 milioane de euro.